Patrick Muratoglu a recunoscut la audierile în cazul Halep de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv că e vinovat de dopajul Simonei. Antrenorul a admis că suplimentul contaminat cu roxadustat a fost consumat de Halep la recomandarea echipei sale. Feel, Ce, Ce le vei spune de judecătorilor? judecătorilor? Ce pentru susținătorii a. tăi. Thank you. Mulțumesc! Patrick Muratoglu a stat doar 20 de minute la audier la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, suficient cât să recunoască, după cum spun mai multe surse, că suplimentul contaminat cu uroxadustat a fost consumat de Halep la recomandarea stafului Academiei Muratoglu. Una dintre cele trei doze de Keto MCT pe care le-a luat Simona Halep a fost contaminată cu substanța interzisă care e pe cale să distrugă toată cariera sportivei românce. Laudier la a fost și fizioterapeuta Candis Goie, cea care i-a administrat dozele de colagen și ea a stat extrem de puțin la audieri. În ciuda declarațiilor date de Muratoglu în fața arbitrilor TAS, recunoașterea vinovăției nu schimbă prea mult situația Simonei Halep. Și asta din cauza că Simona trebuie să le dovedească arbitrilor de la TAS faptul că substanța interzisă găsită în corpul ei a provenit doar din acel supliment Keto MCT și nu și din alte surse. Lucru pe care nu l-a reușit în primă instanță la tribunalul Sport Resolutions de la Londra, unde a fost găsită vinovată că s-a dopat în mod repetat, adică exact ceea ce a susținut în acuzațiile sale Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului. Agenția a arătat într-un raport care se întinde pe 102 26 de pagini că dopajul repetitiv și sofisticat al Simonei Halep a fost conceput pentru a îmbunătăți performanțele la turneele de la Wimbledon 2022 și la US Open 2022. Românca a fost depistată pozitiv la Roxadustat chiar la US Open după meciul pierdut în primul tur, iar de atunci este suspendată. Iar TAS este ultima etapă în încercarea Simonei Halep de a-și dovedi buna credință și de a reveni cât mai rapid în tenisul profesionist. Sportivă recunoștea recent că o suspendare de patru ani, pedapsa dictată de Tribunalul Sport Resolutions, ar putea însemna sfârșitul carierei, având în vedere că va împlini 33 de ani pe 27 septembrie.